Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai e viața la țară, domnul Vlad, în județul Ilfov, Vlad, dumneavoastră acolo. Bine, e liniște, e treabă, e, s-a dat zăpada, frumos, n-ai nicio problemă. E ok, da? Da, e, n-ai treabă. Cu locatarii, în general, în jurul nostru este în regulă, dar viața la bloc este tare. Nu era și un serial, Viața la bloc? La bloc se chema. La bloc se chema, da. Era Viața la bloc. Dar chiar la voi acolo aveți asociație de proprietari? Da. Adică funcționează tot ca la bloc, doar că e la sol? Da. Ce tare. E la ratul solului, așa este, da. Și funcționează la fel de greu. Dar sunt câțiva oameni de deci care se sacrifică. Nu e pe înălțime, e pe... Pe asta. Da, sincer bravo. Să fiu, eu nu înțeleg. Tu voi să te faci președinte de bloc la un moment dat? Și aici Luca și Vlad s-a uitat la Luca, nu la mine. La Luca, da, corect, la un moment dat. Da, eu îi apreciez foarte mult pe cei care se sacrifică și se fac președinți de bloc. Administratorul este un business acum. Adică sunt business-uri care cu asta se ocupă, cu administrarea de bloc. Deci acolo nu mai discutăm. Mă, dar președinte de bloc, frate, îngrozitor. Adică nu reușești să te înțelegi cu nimeni pentru nimic. Ori toți locatarii au niște... Toți au opiniile lor, nu poți să-i clintești din asta. E un mare consum nervos. Și se mai întâmplă și nenorociri, mai mare cât un locatar, și trebuie, vorba aia, făcute niște gesturi. Și citesc o întâmplare ca în Friends, ca în serialul Friends. Ați văzut serialul Friends? Mai țineți minte că este un episod în care, da, prietenii tăi, în care Ross se mută într-un apartament nou și sună la ușă administratorul, cum ar veni președintele blocului, și cere să contribuie. Se pensionează fochistul și cere să contribuie cu o sumă pentru că se organizează o petrecere. Și Ross spune, da, eu nu stau aici decât de-abia m-am mutat de 25 de minute. De ce să contribui? Motiv pentru care este ostracizat, ăia se uită toți urât la el, pentru că, na, nu... E considerat scârțar. Cum da. E bine, exact. Oarecum s-a întâmplat așa în Cluj, unde o doamnă s-a pensionat definitiv. S-a prăpădit. În sensul că s-a prăpădit și atunci un tânăr care înțeleg că abia se mutase de 4 luni acolo, i s-a cerut să contribuie cu o mică sumă la cheltuielile de mormântare. Și ăsta s-a indignat, clujanul. Și zice așa, postează pe un grup de Facebook. Bună, zice. Voiam să vă întreb și pe voi, deoarece n-am mai auzit de asta și poate am trăit eu sub bananier. Vi se pare normal ca eu, chiriaș de 4 luni, să cotizez prin factura blocului la mormântarea cuiva de la 2 scări distanță? M-a lăsat mască. E vorba de 21 de lei și 28 de bani. Și prima mea întrebare a fost, domnul Țiriac, dumneavoastră sunteți? Adică dă acolo 21 de lei și 28 de bani și ăsta s-a revoltat. Explică, e chestie de principiu, care-i treaba, nu știu ce. El a deranjat că nu era pe scara lui. Da. Eu și plăcut cu mai multe scări. Păi da, copilul de ăla care când era mic avea de-aia cu duceți-vă la scara voastră. Și treaba mea cu doamna scara 3, scara 1, da. Bă, pe de altă parte, după cât timp se consideră că ești, practic, locatar în bloc? Adică mie 4 luni mi se pare suficient pentru 21 de lei și 28 de bani. Serios, adică, dar de la cât timp ar fi să fie? Și te muți într-un bloc nou și mai apare astfel de cheltuieli de solidaritate. Se îmbolnăvește un locatar. Eu n-am mai auzit în viața mea. Iar ajutor de mormântare. Da, și uite, mă uitam pe... Oamenii se ajută între ei. Pe lista asta detaliată de întreținere pe care a publicat-o băiatul în stai, mă, că nu mi-ai răspuns la întrebare. Ce? După cât timp ar fi să fie, dacă ar fi? Adică o săptămână, o lună, un an? După cât timp încep să participi la astfel de cheltuieli de solidaritate cu ceilalți locatari? Eu, având în vedere că nu e suma foarte mare, da, că trebuie să iei în calcul și asta. Că dacă ar fi pus 200 de lei... De sumă? Păi, stai puțin, dacă ar fi pus vreo 200 de lei, cred că era puțin altă discuție. Stai, mă, nu. E vorba de timp. Timp și bani. Adică, pentru 20 de lei, 3 zile. Păi, e o combinație. Da. Dacă ești de 4 luni, cum e tânărul nostru din Cluj, nu-l cred că e din Cluj, a zis, bună, putea zic că servus. Da, mă rog, asta e altă discuție. Da, pentru după 4 luni, 20 de lei, mi se pare ok. Așa. Adică mi se pare că s-a indignat cumva la limită, okay. N-ar fi trebuit. Dar dacă aș fi fost acolo de 4 ani, aș fi contribuit și cu 200 de lei. Aha. Altă treabă era... Eu nu vreau să mă bag, dar servus e în Banat, nu la Cluj. Nu, în Banat, cred că e Ceau. Ceau e la... Timișoara. Nu, la Timișoara e servus, la Ceau. Venire, Ceau e la plecare. Nu, la Timișoara e Ceau peste tot. Cum vă salutați la Cluj? Dați-ne și nouă mesaje, WhatsApp 0728-312-312, ca să lămurim și pe Luca. Eu servus. Prietena mea, clujancă, servus. Eu cred că asta ar fi trebuit să rezolve cu fondul de rulment.
Eu, tu ai înțeles vreodată ce e cu fondul dorul meu? Da, să strâng niște bani pentru diverse cheltuieli, da. Dar nu cred că pentru alea. Uite. Nu intră la fondul derulment. Fondul derulment este pentru chestiuni strict care au legătură strictă cu administrarea. O mormântare o faci discret acolo și nici nu mai. Fii atent, dacă ajungi președinte, ăștia o să te aresteze pentru fraudă foarte repede. Apropo de președinte, da. Că vreau, vă rog frumos, că da, mă rog. Mă uit la detalii de astea și da. Am remarcat asta, că pe lângă faptul că era ajutor în mormântare apartamentul 45 trecut pe lista de întreținere, pe desfășurătorul cheltuielilor. Nu e secret, acolo administratorul plătește bacșiș direct cu cardul, exact ca domnul de justin. Da, da, da. Așa. La trecut la întreținere. Îmi place că aici este separat scris salar președinte. Deci, paranteză, aș vrea să observați ce a observat Luca. Da, da, da. Salariul președinte. E fix ce le interesează. Deci, da. Ce mă interesează? Deci au salarii administrație, am și eu asta. Da. La blocul meu. Da. Prestație cenzor. Da. Adică ăsta e cum ar veni pe director de autor. Cenzorul, să știi că e foarte important. Păi știu. Da, da, nu e salariat, e prestație, prestări servicii. Da, da, da. Dacă are ceva de cenzurat. E separimon. E plătit dacă nu să fie sănătos. E auditorul. Și salar președinte e lângă, adică nu e cu ăștia din administrație băgat. Și e mare sau mic? E 25 de lei contribuția. A, deci de-aia e salar. Și 19 lei impozit pe salar. Păi dacă era salariu, era mare. Dacă e mic, e salar, că nu... În schimb, salarii administrație, serviciu administrare decembrie, 11 lei. Da. La numeroase apartamente. Dar e bună această transparență. Bravo. Deci, domnul președinte, plătit ca lume. Mm-hmm. Dar tu de ce vrei să fii președinte de bloc? Pentru respectul pe care le aduce această funcție. Vrei să treci în CV treaba asta? Eu să-mi zic și mie cineva domnul. Eu domnul cred președinte? Da. Adică da. Nu oricum, domnul președinte. Domnul Pastiat, să organizezi hrănirea pisicilor. Și de la tine din bloc. Și eradicarea porumbeilor. Și eradicarea porumbeilor. De la Brașov electoral. De la Brașov încolo, da. Și în Cluj în mod special e Servus. Vezi? Sau ca să fim mai exact, e Servus. Servus. Da. Servus. Da, asta e. Servus, mă, nu ceau. Ceau e la Timișoara, ne-a spus toată lumea. Da, 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 ceau e clar. Praf. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.